Seara aceasta este o seară specială pentru mine și am să vă spun puțin mai târziu de ce e specială. M-am născut în 1953 într-o familie de oameni simpli, țărani din Burzuc. Al treilea băiat în familie. În perioada micii copilării m-am îmbolnăvit și timp de mai multe zile am stat în comă. Cel mai apropiat punct medical de Burzuc în vremea aceea era fie la Sârbi, fie la Tileagd. După zile de stat în comă, tata, cu ajutorul altora din sat, au prins două vaci la car și au pus niște paie în car și m-au pus deasupra și au hotărât să mă ducă la Tileagd să mă consulte un medic. Cei care sunteți din zonă știți că e drum lung și anevoios. Undeva pe drum, tata s-a uitat să vadă unde sunt acolo pe așternutul acela de paie și a văzut că deschisesem ochii. Și de bucurie s-a întors din drum. Asta știu că la vârsta aceea, perioadă prelungită de comă, îți poate distruge sistemul nervos, creierul, îți poate distruge sănătatea pentru vecii vecilor. Mai târziu s-a confirmat diagnosticul, avusesem tifos. În îndurarea lui Dumnezeu m-a păzit și n-am rămas cu sechele, n-am rămas cu infirmități după boala aceea. Am crescut foarte mult singur pentru că era mult de lucru la câmp și frații mai mari deja puteau să meargă cu părinții și eu am crescut mult singur. Și m-am obișnuit cu singurătatea și cu un fel de răzvrătire a singurătății. Când e singur, faci toate lucrurile cum îți place ție. Răzvrătirea aceea a crescut odată cu mine. Și în 1968, când am venit la liceu aici în Oradea, s-au mutat și părinții. Am venit la Oradea și răzvrătirea copilului de țară s-a transformat în răzvrătire de oraș. Am crezut că viața adevărată este aceea pe care o vedeam la alți orășeni. Să umbli toată seara până noaptea târziu, aiurea, dintr-o parte în alta, să te duci la cramă, să te duci la restaurant, să bei, să faci unele și altele. Și am intrat în hora aceea. În vremea aceea, biserica era peste tot în România într-o vreme de mari încercări. Și nu era voie să se organizeze întâlniri cu tineretul. În perioada aceea, prin 1969-70, la biserică, la biserica de pe Clujului, numărul 3 din vremea aceea, am văzut printre cei care erau acolo și o fată care mi-a reținut atenția. Am cunoscut-o un pic mai târziu, știam cine este și acum viața mea s-a dus pe două planuri. Pe de o parte mă duceam la biserică să o mai văd, să mai stau de vorbă cu ea, pe de altă parte îmi continuam viața mea nascuns. În viața mea din ascuns, din vremea aceea, visam să mă duc la școala de ofițeri. Cred că sunt ofițeri oameni de o ținută extraordinară, dar foarte mulți tineri își imaginează că uniforma și pistolul și mașina și celelalte îți dau putere, vei fi cineva. Visam să mă duc la școala de ofițeri, ba miliție, ba armată, ba visam să mă duc la marină, ba la aviație. După aceea am visat să mă duc la actorie, pentru că ce vedeam pe ecran mi se părea că asta e viața. Și umbla mintea pe două planuri. Pe de o parte aș fi vrut să mă duc spre biserică, dar mi se părea mai fascinantă lumea. Când s-a încheiat vacanța de vară, din clasa 11 spre clasa 12, m-am întâlnit în stația de tramvai cu fata aceea din biserică și am discutat un pic despre vacanță și ce a făcut fiecare. Și mi-a spus că în timpul vacanței, într-un alt oraș, la niște cunoscuți, a întâlnit un psiholog. Și mi-a povestit ceva despre psihologul acela. Și în clipa aceea am simțit ca un fel de tresărire lăuntrică. Acesta e drumul tău în viață. Am terminat clasa 12 și când i-a întrebat dirigintele ce vrem să facem fiecare, a spus, vreau să fac psihologie. S-a uitat la mine și a spus, fii serios, mă, asta nu e pentru tine. Am un coleg de clasă aici, care știe, mai mulți colegi de clasă care știu despre ce e vorba. Dar am hotărât să mă duc la psihologie.
Și să studiez după ce m-am interesat, am aflat că psihologie medicală este doar la Universitatea din București. M-am dus la tata și am spus, tată, vreau să mă duc să studiez la București. Dăm bani să mă duc la admitere. Tata s-a uitat la mine, un pic trist, și a spus, dragul tati, singurii bani pe care îi avem în casă sunt 1000 de lei. Dacă ți-i dau, rămânem fără pâine în casă. Dacă nu ți-i dau, o să zici că tatăl tău nu te-a ajutat când ai vrut să-ți alegi drumul în viață. Dragul tati, îți dau banii, dar te rog din toată inima, nu te du, stai acasă. Îți căutăm un serviciu ca să avem pâine în casă. I-am spus, tată, mulțumesc pentru bani, mă duc. Mi-am pachetat lucrurile și am plecat. La gară a venit fata aceea să îmi spună succes și când a pornit trenul din gară, stând pe geam, a plecat, fata aceea mi-a spus, Paul, când vei ajunge la capătul puterilor tale, acolo te va întâlni Dumnezeu. M-am dus la București și m-am înscris la psihologie medicală în 1972. Erau 90 de locuri și peste 2500 de candidați. 25 pe un loc. Am intrat la examenul oral și pentru că eram atâția, s-au corectat încet lucrările până s-au făcut verificările toate celelalte, s-au afișat târziu, a trecut mai mult de 10 zile până s-au afișat lucrările. Când s-au afișat rezultatele la scris, m-am uitat și aveam media 6 și înaintea mea, de la 7 în sus către 10, erau peste 500 de candidați. În clipa aceea am simțit că se prăbușește pământul cu mine. Am înțeles că am picat la examen și n-am putut să mă uit la falimentul acela. Cum să vin acasă să-i spun la tata, v-am lăsat fără pâine și-s falimentar? Am picat. Cum să mă întâlnesc cu ceilalți colegi și să le spun, eu am picat? În clipa aceea mi s-a întunecat tot orizontul și singurul gând care se părea că are sens era să-mi pun capăt zilelor. M-am dus și mi-am pachetat lucrușoarele și știu ce înseamnă să scrii un bilet când îți pui capăt zilelor. Am scris biletul. Și înainte de a ieși din cameră, realmente m-am prăbușit la pământ și am strigat către Dumnezeu. Doamne, dacă existi, Doamne, dacă îți pasă, Doamne, ai milă de mine. Am agonizat acolo ceasuri întregi, în disperarea aceea că dacă ies, e sfârșitul. În disperarea aceea că dacă Dumnezeu nu-și întinde mâna, acolo e capătul. După câteva ceasuri, m-am ridicat cu perspectiva gloriei cum n-am avut niciodată până atunci în viața mea. Am auzit melodia, orchestrația și cuvintele cântării că nu cei tari vor învinge, atâția luptă în zadar. Numai cei sfinți prin credință au biruință prin har. M-am ridicat de acolo și am spus, omenește n-am nicio șansă, dar dacă ce s-a întâmplat acum e adevărat, mă duc și la examenul oral. Și m-am dus la examenul oral. Cu melodia aceea, că nu cei tari vor învinge, atâția luptă în zadar. Am intrat la oral și cei care ați dat admitere în vremurile acelea știți că la oral erau sute de bilețele pe masă și echipa de examinatori și studenții intrau câte 5 să ia biletele, fiecare 2 bilete. Ai câteva minute de adunarea gândurilor să îți scrii o ciornă și apoi vii să răspunzi. M-am dus în sală, am luat cele 2 bilete și când m-am uitat la subiecte s-a învârtit lumea cu mine. Pentru că n-am știut absolut nimic. N-auzisem în viața mea de subiectele acelea. Și prima reacție a fost, ce s-a petrecut cu mine în urmă cu câteva zile, a fost un fel de halucinație, fel de iluzie, că nu-i nimic adevărat. Și reacția firii era să arunc biletele, să ies din sală și să mă duc să-mi duc la îndeplinire planul, să-mi termin zilele. Adânc în cuget era ca o voce, ia un loc pe scaun. Am luat un loc pe scaun și am strigat, Doamne, dacă e adevărat ce s-a întâmplat, întinde-ți mâna și ajută-mă.
Ce s-a întâmplat în clipa aceea a fost ceva ce povestesc foarte rar, pentru că nu vreau ca oamenii să ia lucrurile acestea și să le încerce. Realmente, o voce pe care am auzit-o mi-a dictat subiectele. Mi-am luat stiloul și am început să scriu ce-mi dicta vocea. Am terminat primul subiect și vocea pe care o auzeam clar mi-a dictat al doilea subiect și când a încetat dictarea, am auzit strigat numele meu, Negruț, vino să răspunzi. M-am dus în fața comisiei cu ciornele mele, ca unul care nu știam absolut nimic despre ce-i vorba, dar scrisesem în ascultare. Cei care sunteți dascăl știți ce fac studenții sau elevii în asemenea vreme. Citesc repede ca să n-ai vreme să-l mai întreb ceva. Așa că am citit cât am putut de repede și când am terminat primul subiect, profesorii m-au întrebat cine sunt, cine sunt părinții mei, de la cine am luat ore, ce tratate de psihologie am studiat și le-am spus adevărul. Cine sunt și ce am citit, manualele care erau și cine sunt părinții mei. Și președintele comisiei m-a întrebat dacă știu ceva despre al doilea subiect. Și am luat hârtia și am citit al doilea subiect. Când am terminat, m-a întrebat ce notă am luat la scris. Și am spus că am luat 6. Am văzut un fel de tristețe, umbră pe fața lui și a luat creionul și a scris ceva pe o bucată de hârtie, apoi s-a sculat, a întins mâna peste masă și mi-a spus: felicitări, mă bucur că vei fi studentul meu. Și mi-a dat nota 10. Este 10 pe care nu l-am meritat eu. Am făcut școală după aceea, dragii mei, dar ascultați-mă, elevilor și studenților, la niciun alt examen nu mi-a mai dictat nicio voce supranaturală subiectul. Am învățat pentru celelalte. M-am întors însă de la București acasă un om schimbat, întors la Dumnezeu. Am venit acasă și le-am spus celor apropiați ce a făcut Domnul în viața mea. Și în septembrie 72, 17 tineri ne-am botezat toți în Biserica 3. Și a început Dumnezeu să lucreze în viața mea. Și am terminat școala și am venit la Oradea și am lucrat o vreme la policlinica din Rogeriu și la spitalul de neuropsiatrie. Și în vremea aceea erau bătălii în sufletul meu. Știam că Dumnezeu mă cheamă să predic Evanghelia. Și n-aș fi vrut să renunț la slujbă ca să fiu pastor. Erau batjocoriți pocăiții, erau bătuiți pastori, era prigoană și n-aș fi vrut să devin pastor. Și m-a trecut Dumnezeu prin încercări și prin toate. Și astăzi se împlinesc 20 de ani de când împreună cu fratele Nic am fost ordinați păstori în biserica aceasta. Fata aceea care a fost la gară este astăzi soția mea. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat casa cu 2 fete și una e căsătorită și cealaltă e la liceu. Și ne-a binecuvântat Dumnezeu și ne-a chemat să lucrăm în biserica aceasta. Și sunt aici frați care erau atunci în comitet, fratele Popovici, fratele Leoce, fratele Bradea, Sonia, Trifan. Sunt alții care au fost aici, sunteți din biserică. Dar m-a luat Dumnezeu de acolo de unde eram, la capătul puterilor. Unde eram pe drumul spre iad. Să-mi pun capăt zilor, de acolo ia Dumnezeu și te cheamă. Dragul meu, nu știu unde ești tu în seara aceasta. Dar te cheamă Dumnezeu la glorie. Te cheamă Dumnezeu la Hristos. Tinerilor care vă zbate să vă căutați drumul în viață și sunteți în vremea aceea răzvrătirilor, nu pentru asta ai fost creat. Drumul acela duce la dezastru. Hristos, Domnul, a venit să ne ia și când ne ia viața de acolo, ne spală de păcatele noastre, de păcatele trecutului, ne iartă, ne transformă și ne dă perspectiva gloriei. Mă rog să biruiască Hristos în voi astăzi.